într-o familie, într-o familie de artiști, cu totul deosebit. Cu totul și cu totul deosebită și mi-au făcut viața deosebită. Adică deosebită nu doar din punct de vedere muzical. Absolut, absolut. Absolut. Prima melodie care ați cântat-o, mai țineți minte? Prima melodie a fost... este telefonul tatăl meu, care l-a încărcat acolo. Da. Familia în care m-am născut, din care am venit pe lumea asta, m-a învățat de acolo, din burtică, cum să fiu. Acolo, în burtică, am simțit sufletul mamei mele și al tatălui meu și muzica pe care o auzeam și dansul mamei mele. Și de acolo am înțeles, de acolo și de atunci am înțeles că de fapt muzica e suflet și sufletul e muzica. Și așa trăiesc, așa funcționez, așa iubesc, așa văd, așa simt și așa dăruiesc. Foarte frumos, mulțumesc mult. Ce crezi, de aceleași lucruri o să spun și despre mine. Că și eu tot la fel funcționez prin muzică și muzica e un lucru divin. Mai ales pentru noi cei care cântăm și care am simțit asta și simțim diferit față de cei... Este divinitate, cum de fapt suntem și noi. Așa din este. Păcate, nu toți ajung nu să creadă asta. Că de crezut probabil e ușor. Cineva sau mai mulți sau o comunitate și așa mai departe te face să percepi unele lucruri așa cum vor ei sau cum vrea ea, comunitatea sau... Dar nu înseamnă că cineva mai poate schimba ceva pe lumea asta. Pentru că toți suntem născuți din divinitate pentru divinitate. Din păcate ni se ia asta în loc să ni se dea. La mulți dintre noi. Eu cred că nu am uitat. Și trăiesc în spiritul ăsta și îl respect. Și este cel mai de valoare lucru din viața mea. Chiar viața mea. Normal. Și viața fiecărui este cel mai de preț. Da, cel mai de preț lucru nu are preț. Aș vrea să... îmi vorbești despre programul tău pe care o să-l cânti. Nu, știi ce aș vrea să afle oamenii? Cum reușești să îmbini stilurile astea de muzică? Că pe mine mă fascinează faptul că tu atunci când interpretezi, spre exemplu, copacul, te adaptezi situației și cânti exact ca originalul. Atunci când interpretezi o muzică italiană, cânti exact genul ăla cu vocea, mă refer. Ca să nu mai spun că cei care nu știu, vă pot spune eu acum că George cântă și cu acordeon, George cântă și cu pianul extraordinar de bine, și cu naiu, este și compozitor. Cea mai nouă sau cea mai recentă piesa lui a fost un vals scris pentru tatăl lui, care se numește Just 72 și care mi l-a dăruit mie cu tot sufletul și eu l-am cântat, l-am interpretat. Am ținut neapărat să fie un dar comun și compunând piesulica asta așa pentru tatăl meu iubit, De când am compus-o, am simțit că tu o să cânti pentru tatăl meu. A fost ca o compoziție comună, dar așa am simțit-o eu. Am simțit-o în mâna ta, scrisă de mine. George, mi-ai făcut-o cu onoare, să zic așa, mai ales că i-am făcut o surpriză deosebită tatălui tău. Și mai cu seamă că i-am făcut această surpriză atunci când am plinit frumoasa vârstă de 72 de ani.
De aceea de aici vine și numele Just 72. Să-mi spui cum reușești să interpretezi vocea atâtea stiluri de muzică, pentru că vezi, și eu interpretez mai multe genuri de muzică cu acordeonul, dar acordeonul e acordeon, vocea e voce. Adică să imiți pe nu știu cine și după aceea să treci la o piesă de muzică ușoară din internațională și să interpretezi alții soliști, e simplu. E simplu? Ai spus că tu cânti la acordeon, cânti foarte multe genuri de muzică și foarte multe stiluri și foarte multe feluri și vis-a-vis de asta, în prea multe feluri, că nici tu nu mai știi în ce feluri mai cânti. Că dacă te întreb în ce fel vei cânta melodia următoare, da, nu știi și aflăm după ce ai cântat. Logic. Și, de fapt, afli și tu tot atunci. Așa este. Da. E simplu. Pentru mine vocea este tot un instrument. Ca și ca și percepție. Pentru mine vocea este tot un instrument. Iar muzica fiind o artă, el este un artist și automat că se transpune din personajul cu tare în care mă joc, cum te joci tu cu acordeon. Așa este. Ce să zic? Spune-ne despre turneele tale în străinătate. Prima scenă, de exemplu, pe care, în afară de cea de acasă, sfragerie. Prima scenă... Adică undeva unde ai fost pentru prima oară și te-ai simțit ca și novice în... Ca, sau ca și o rampă de lansare a... Undeva în... Să spunem... 80 și...
86, ceva de genul ăsta. Mă rog, aveam 10 ani și cântam cu Naiu într-o orchestră, într-un taraf de muzică populară. Un taraf cunoscut la vremea aia, nu știu dacă mai există acum, Râulețul din Constanța, într-o acompaniere așa de 15-20 de persoane, de muzicanți, flautari, muzicieni, dintre ei profesori de muzică, unii doar flautari, dar foarte buni și talentați și dozați perfect pentru ceea ce se întâmplă acolo, mai ales din ce mi-a zis eu aminte, pentru mine a fost ceva perfect, ceva supra-uman pentru mine. M-am trezit în orchestra aia, în taraful ăla, pentru mine era ceva ce nu visam să... Și cântam cu noi, aveam 10 ani, făceam parte din tot spectacolul respectiv, undeva la Creamă și la Calul Bălarnă. Super! Unde erau și dansuri populare și... și prezentare cu... Și primul spectacol? Maestrul, vreau să spun asta, pentru că pentru mine a avut un mare impact în viața mea artistică, maestrul Gică Parnica. Un artist deosebit. Un mare artist. Un om care a știut să vândă muzica în suflet direct.